Salutare, prieteni! Astăzi o să vă prezint top 10 locuri bântuite din România. Numărul 10. Troița Meresei. La ieșirea din Găiești, pe DN7, se află Troița Meresei, monument aflat în paragină care amintește de o poveste tragică din anii 30. Pe 24 septembrie 1936, Margarita Ștefănescu, proaspătă mereasă, și-a pierdut viața într-un accident rutier. A fost inițial îngropată la Belu, apoi familia i-a mutat trupul în Biserica Meresei, de pe dealul Flămânda, monument construit de părinții săi. Margarita aduce noroc tuturor cuplurilor care s-au căsătorit în Biserica Meresei, dar se pare că încă se simte singură, căci lângă troița abandonată a avut loc numeroase accidente rutiere. Există marturi care spun că au văzut și o siluetă în alb lângă troiță. Numărul 9. Dealul Lunganilor. Cele două războaie mondiale au lăsat urme adânci asupra acestei regiuni. Aflate undeva între orașele Iași și Pașcani, în primul război mondial, mii de soldați au murit de tifos chiar pe dealul Lunganilor, cadavrele lor fiind aruncate în gropi comunale. În cel de-al doilea război mondial, dealul Lunganilor a fost un câmp de luptă deschis, numeroasele victime fiind de asemenea îngropate în gropi comunale. Siluetele soldaților pot fi încă văzute, spun martorii, iar strigătele lor de suferință rup uneori liniștea nopții. Numărul 8. Mănăstirea Chiajna. Aflat în cartierul Giuleș-Sârbi, mănăstirea Chiajna a fost construită în secolul XVIII, în timpul domniei lui Alexandru Ipsilate, dar nu a funcționat niciodată ca lăcaș de cult, fiind abandonat în timpul epidemiei de ciumă. Legendele se împletesc în jurul motivului pentru care în mănăstire preoții nu au slujit niciodată, unul din ele fiind sacrificiile umane de la invazia turcilor. Localnicii susțin că umbrele stranii apar în venicinătatea mănăstirii, iar bătaia clopotului dispărut de mult din mănăstire sparge uneori liniștea nopții. Numele de Chiajna este legat și de două crime odioase din 1967 și respectiv 2006. Numărul 7. Lacul Mori. Înainte de Lacul Mori, aflat în cartierul Crângaș din București, există un cimitir și o biserică veche, ambele demolate în timpul regimului comunist. Morții trebuiau mutați în cimitirul Giurești-Sârbi, dar o mare parte din cei decedați au rămas pe vecii aici, la fundul lacului. Se știe că lacul morții, așa cum și-a căpătat denumirea, își cere anual tributul de veți omenești. Pe mal se găsesc nenumărate cruci ce amintesc de cei care s-au aventurat să înnoate sau de ce se ucigași. Se spune că blestemul morților, care se află încă pe fundul lacului, contribuie și la numărul mare de accidente care au loc pe podul Ciurel. Numărul 6. Cetatea Poenari. Datează în secolul al XIV-lea și a fost construită de Vlad Țepeș. Legenda spune că pentru a fi puternică și inaccesibilă dușmanilor, cetatea ar fi fost construită cu sacrificiu uman, mortarul fiind amestecat cu sânge. Zvonurile spun că ar fi fost sacrificați în jur de 1500 de oameni. Pare-se că sufletele celor sacrificați încă nu se odihnesc și uneori se manifestă violent. Numărul 5. Pădurea Radovan. Pădurea Radovan, lacul Fântânele, loc unde mulți tineri și-au pierdut viața, murind înecați. De asemenea, pădurea este asociată în mod straniu cu multe accidente de mașină. Vinovatul? O tânără mireasă care și-a găsit sfârșitul aici în anii 40, spânzurându-se de o creangă. Frumoasa mireasă nu și-a găsit odihna, iar noaptea se spune că îi ademenește pe tinerii nesăbuiți, care se aventurează în pădure până la malul lacului Fântânele, unde îi neacă. Numărul 4. Hotel Cismigiu. Clădire istorică situată în centrul Bucureștiului, Hotel Cismigiu a fost dat în folosință Academiei de Teatru și Film imediat după Revoluție în 1990. O studentă din Republica Moldova s-a prăbușit în casa liftului, dar nu a murit pe loc. Strigătele ei pline de agonie s-au auzit câteva ore când, răpunsă de durere, și-a dat duhul. Se pare că tânăra nu și-a găsit încă o dignă și uneori țipetele încă se aud pe holurile hotelului, înspăimântându-i pe vizitatori. Numărul 3. Castelul Banfi. Este localizat în județul Cluj, comuna Bondița, și este unul dintre cele mai frumoase castele din România, fiind supranumit și Versel de Transilvania. Castelul a servit drept reședință pentru familia Banfi din 1943, atunci când a fost finalizată construcția, până în 1944, când locuitorii au fost evacuați, iar castelul a fost transformat în spațiu militar. Numeroși martori susțin că soldații din al doilea război mondial, care au decedat în incinta castelului, nu au plecat niciodată, iar siluetele lor transparente încă pot fi zărite. Numărul 2. Palatul Parlamentului. Se știe că Palatul Parlamentului, sau Casa Poporului, a fost construită cu mari sacrificii. Imensul colos de beton a fost ridicat pe vechea zonă,
Uranus, care a fost demolată la ordinul lui Ceaușescu. Din păcate, se pare că nu doar blestemele celor care și-au pierdut agonisirea de o viață distrusă însoțesc casa poporului. Povestea devine mai sumbră și se vorbește despre muncitorii care și-au pierdut viața în timpul ce lucrau la construcție, cadavrele lor fiind îngropate în beton. Fantomele din lor încă bântuie coridoarele palatului, dovadă fiind sistemele de securitate care noaptea pornesc din senin. Locul 1. Pădurea Hoia Baciu. Fiind în mod sigur cel mai bântuit și mai straniu loc din România, pădurea Hoia Baciu din județul Cluj ascunde numeroase mistere care nu au fost încă elucidate. În primul rând, întreaga natură se pliază perfect pe atmosfera de straniu. Copaci cresc neduroși, au forme ciudate și este o poiană perfect rotundă. Martorii au semnalat apariții OZN, lumini și prezențe spectrale ciudate. Mulți susțin că prezintă stări de rău, amețeală sau leșin la intrare în pădure și în același timp se simt priviți, urmăriți de o prezență pe care nu o pot explica.